Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, blagosloviți, Părinte, ca să țin cuvânt de folos. Amin. Iubiților credincioși, dând slavă lui Dumnezeu celui întreime slăvit, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru fiecare clipă pe care ne-o dă ca să o trăim, pentru că este un timp pe care Dumnezeu ne-l dă ca să-l folosim pentru mântuirea sufletelor noastre, în aceste vremuri de cumplită apostazie, să procedem să ne îmbogățim și astăzi din Sfânta Evanghelie, care s-a citit în duminica aceasta, a doua după pogorârea Duhului Sfânt, dar și din viața tuturor sfinților români pe care îi prăznim astăzi, care au strălucit pe pământul țării noastre. Cât privește pe sfinții români, indiferent ce au fost ei, din care ceată au făcut parte ei, fie că au fost mucenici, fie că au fost ierarhi, fie că au fost cuvioși, mărturisitori sau voievozi sau din altă ceată au făcut parte, știuți și neștiuți, pe toți ce i-a făcut ca să ducă viață în sfințenie și să fie proslăviți de Dumnezeu. Ce altceva decât cunoașterea legii lui Dumnezeu și a întregii învățături mântuitoare de suflet cuprins în Sfânta Scriptură, pe care trebuie să o înțelegi, mântulcuirea ei pe care i-au făcut-o Sfinții Părinți, scrierile Sfinților Părinți și canoanele care le-au dat ei. Să știți că nu poți să împlinești cu adevărat voia lui Dumnezeu dacă nu o cunoști foarte bine. Nu poți fi determinat să faci lucrul acesta dacă nu cunoști foarte bine legile lui Dumnezeu. O să vedeți dacă citiți catisma a 17-a din Psaltire, cât de mult se pune accent pe cunoașterea legii lui Dumnezeu și pe trăirea ei, pe punerea ei în lucrare, în faptă. La ei n-au fost și să știți că nu merge ideea aceasta om cu cuget ortodox, dar cu viață neortodoxă sau mai puțin ortodoxă, slab ortodoxă. Nu! Ei au mărturisit pe Dumnezeu și cu cugetul și cu fapta. Și de aceea și-au sfințit viața. Să ne gândim dacă n-ar fi fost așa, doar la o ceată dintre acești cuvioși sau două dintre ele, la mucenici și mărturisitori. Ce s-ar fi întâmplat în Transilvania, în vremea Uniației, greco-catolice, a ereziei acesteia, venite la papistaș, dacă mărturisitorii ar fi avut doar cuget ortodox, dar și nu viețuire ortodoxă? Ar mai fi mers până la capăt cu mărturisirea lor? Ar mai fi stat ei în închisorile din Imperiul Habsburgic de atunci, cu Stein și altele? Nu. Deci iată, să ne fie limpede pentru toți, nu poate să existe om cu cuget ortodox, dar care să nu se arate în afară prin fapte până la capăt, prin toate faptele lui. Dar o să revenim la lucrurile acestea mai la sfârșit și acum să vedem cum l-au urmat pe Mântuitorul Hristos primii sfinți ucenici și apostoli, Pericle de frați, Simon Petru și Andrei, Ioan și Zebedei, pescari care, iată, erau la malul mării, pescuiau și Mântuitorul când i-a chemat, l-a urmat imediat. De ce l-a urmat imediat? Sigur că omul cu viață curată simte sfințenia de plină, simte pe Fiul lui Dumnezeu, l-au simțit pe Fiul lui Dumnezeu, însă și cunoșteau că trebuia să vină Fiul lui Dumnezeu, știau Sfânta Scriptură, însă un lucru care i-a făcut să-L primească în mod hotărât imediat a fost și totala lipsă de avuție. Iată că spune în Sfânta Scriptură că își dregeau mrejele, Iacob și Ioan. Și Sfântul Ioan Gurdeaur adeseori ține să
să facă referință la lucrul acesta, că mâncau smerit, aveau pâine de orz, că Mântuitorul nu avea unde să-și plece capul și așa mai departe. Deci iată, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă am vrea să trăim cât mai simplu, cât mai modest, de multe rele ne-am ferit noi, neamul omenesc. Însă pentru că nu facem lucrul acesta și ne lăsăm furați de lumea aceasta, am vrea și pe asta și pe cealaltă, nu se poate, să știți, toți sfinții o zic aceasta. Iată că ne îndepărtăm de mântuirea noastră. Sfinții au spus că demonii mai greu pot să-l doboare pe cineva care nu este legat deloc de cele materiale. Sigur, îl pot omorâ prin alte patimi, dar în mod special prin această legare de cele materiale. Dar dacă el este sărac, ce să-i facă? În ce să-l lovească? În ce bogății? Ce avere? În ce? Deci să reținem lucrul acesta. Și mai ales că în vremurile acestea de pe urmă, cum spune Sfântul Ignatie Briancianinov, vor prevela în mod special două patimi de desfrânare sub toate formele ei și belșugul pământesc care va promova această desfrânare. Să știți că ne-am îngrădit de erezie, dar trebuie să, în același timp, să ne și despătim în sufletele noastre și în mod special să luptăm împotriva acestei patimi. Însă propovădirea apostolilor, care s-a făcut iată în toată lumea, oare a fost primită de către toți oamenii? Din toate timpurile și de toate locurile? Nu. Multe neamuri au rămas pe mai departe păgâne. Iată astăzi China, deși este misiune ortodoxă acolo, 1 miliard și ceva, e neînsemnată numărul creștinilor din China sau India sau alte țări. De ce nu l-au primit? Pentru că n-au vrut mântuirea din vina lor proprie. Dumnezeu a făcut pentru fiecare om în așa fel încât să nu poată să spună nimic că nu a făcut tot ceea ce a stat în putință ca Dumnezeu ca să-l aducă la mântuire. Omul singur este vinovat dacă nu s-a făcut vrednic de mântuire. Și pentru că auzim pe corifeii ecumeniștilor și nu numai ei, și mulți preoți că s-ar putea mântui și făgânii, și ereticii. Există mai multe căi de mântuire. Iată ce ne spun Sfinții Părinți în chip hotărât. Nu! Nu se poate mântui nimeni dacă n-are dreaptă credință și dreaptă viețuire. Și o să dau citire la câteva citate din Sfinții Părinți, mai pe scurt. Dacă vreți contextul mai larg, îl puteți lua dumneavoastră de acolo. Și iată ce ne spune mai întâi Sfântul Ioan Gură de Aur, în cartea despre Feciorie, Apologia vieții monahale și despre creșterea copiilor. Citez. Vai de voi, ereticilor, sunteți mai nenorociți chiar decât păgânii. Pe păgâni îi așteaptă negreșit dincolo chinurile iadului. Dar cel puțin au aici, pe pământ, oarecare plăcere, că se căsătoresc, că se bucură de averile lor și de toată tihna și desfătarea date de viața aceasta pământească, am încheiat citatul. Deci iată, un prim citat de la Sfântul Ioan Gură de Aur care ne arată cum stăm cu mântuirea, deși mai încolo o să vin cu lămuriri foarte limpezi pentru oricine dintr-o carte a Sfântului Ignatie Briancianinov. Și pentru ca să nu zică cineva că Evanghelia nu s-a propovădit peste tot, iată ce ne spune Sfântul Simeon al Tesalonicului în tratatul 2. Citez, aceste neamuri, e vorba de păgâni, nu s-au făcut a fi necredincioase, ci ca să fie credincioase. Și pentru aceasta toate cele din început s-au făcut. Și mai pe urmă, și socotința întrupării lui Dumnezeu cuvântul și mântuitoarea propovădire s-a vestit în lume ca să nu se găsească cineva, pricină că vezi, Doamne, nu au auzit. Zice Pavel, cu adevărat în toată lumea e și vestea lor și este arătat că din toate neamurile au crezut și se află în credință, pentru care lucruri dintre acestea s-au osândit neamurile cele necredincioase și mai cu seamă că tainele lui Dumnezeu se propovădesc în mijlocul lor și într-o dânsi sunt locurile într-o care a petrecut trupește și a pătimit de voie cel ce s-a întrupat, am încheiat citatul. De fapt, nu numai acest Sfânt Părinte, ci și alți Sfinți Părinți spun lucrul acesta. Și Sfântul Ignatie Briancianinov, citându-l tot pe
Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că Evanghelia s-a propovăduit peste tot. Un cuviosul Serafin Roz spune la fel, că s-a propovăduit peste tot pământul. Este unul din semnele sfârșitului lumii care s-a împlinit. Și chiar și în, așa cum ar vrea cineva în chip drept slăvitor. Au fost misiuni rusești în Japonia, în China. Vedeți, Sfântul Ioan Maximovici a fost un timp episcop de Shanghai. Și apoi în alte părți ale pământului, Africa, în ultimul timp, a fost creștinată mult de către misiunea grecească și așa mai departe. Dar haideți să mai vedem câteva citate din Sfinții Părinți, care ne arată foarte lămurit lucrul acesta, că afară de credința cea dreaptă în Mântuitorul Hristos și dreapta viețuire, nu există mântuire. În cartea Cuvânt despre moarte, în vă două, trei lucruri, eu citesc doar unul dintre ele. Sfântul Ignatie Preancianinov spune următoarele, citez: creștinii, creștinii ortodoxi și doar cei ce și-au petrecut cu evlavii viața lor pământească, ori s-au curățit de păcate prin nefățarnică pocăință, prin mărturisirea înaintea Părintului Duhovnicesc și prin îndreptarea de sine, numai aceștia vor moșteni, dinpreună cu îngerii de lumină, veșnica fericire. Dimpotrivă, păgânii, adică cei ce n-au crezut în Hristos, rău credincioșii, adică ereticii, și creștinii ortodoși care și-au petrecut viața în păcate, ori au căzut în vreun păcat de moarte și nu s-au vindecat prin pocăință, vor moșteni muncile cele veșnice dinpreună cu îngerii cei căzuți. Chiar în viețile sfinților găsim argumente în sensul acesta. Dacă vreți, în viețile sfinților pe februarie, 1 februarie, ni se relatează despre viața Sfintei Mucenice Perpetua, care s-a rugat pentru fratele său, deci doar de 7 ani, din ocrat, care murise și care era în iad și Dumnezeu l-a miluit pe fratele ei. Dar un alt exemplu, în viețile sfinților pe luna iulie 13, se vorbește de o sfântă muceniță din neamul persan, de prin secolul 7, pe vremea lui Hosroe, numită Golinduha, care după botez a primit numele Maria și care, iată, glasul conștiinței strigă în noi, ne arată ce trebuie să facem, cum ați văzut și în apostolul din duminica aceasta de la Romani. Vede ea că adevărul mântuitor poate să fie doar în creștinism. Însă avea oricare ezitări, era căsătorită cu un vrăjitor. Și toți sunt de așa gândindu-se, se spune în viețile sfinților, i-a apărut în vis un înger și a arătat în vedenie locul unde erau chinuiți toți cei care nu s-au mântuit, printre care și strămoșii ei, păgâni bineînțeles, și idolatrii. Deci iată cum stau lucrurile în legătură cu mântuirea. Dar poate va zice cineva, bine, bine, dar poate n-au avut cum. E bine, să știți, nu le-a spus cineva, să știți că Dumnezeu a făcut în așa fel pentru fiecare, ca să n-aibă cuvânt de răspuns, cum ați văzut la Sfântul Simeon al Tesalonicului. Și apoi, dacă un om, după cum îl spune conștiința, legea morală naturală, încearcă să facă binele pe cât se poate, cu timpul ajunge să găsească și adevărul. Iată ce ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, citez dintr-un citat din Lumina Sfintei Scripturi, antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, volumul 1. Dar dacă ar zice cineva, apoi cum cu tare Elin, deși este bun, cinstit și iubitor de oameni, totuși stă în rătăcire? Noi am putea răspunde că el are vreo altă patimă, ca de pildă slava deșartă, trândăvia sufletului, sau că nu se îngrijește de mântuirea sa, ci se învârtește de azi pe mâine, fără țintă și cum s-ar întâmpla. Deci, iată, Dumnezeu face totul pentru mântuirea noastră, a oricui de pe lumea aceasta. Depinde dacă vor și ceilalți pe care Dumnezeu îi vrea mântuit să facă lucrul acesta. Însă, așa cum v-am spus, mai multe lucruri lămuritoare în legătură cu problema mântuirii celor ce nu au dreaptă credință și dreaptă viețuire, pentru că, iată, ne putem pierde prin păcate de moarte, cum ați văzut la Sfântul Ignatie prea în cele nouă, pe care nu ne pocăim pentru până în ultima clipă a vieții noastre. Deci, ca să înțelegem mai mult bine cum stau lucrurile, voi da câteva citate din cartea Sfântului Ignatie Brianceanu, de la Întristarea inimii la Mânghierea lui Dumnezeu, care are subtitlul Scrisori către mireni, și în care, într-o scrisoare de răspuns către o persoană care era nedumerită de ce nu s-ar mântui mahomedanii,
În general, ne creștini și eretici, pentru că au și ei, nu? Fapte bune. Nu realizea ea săraca că sunt faptele bune ale firii omenești căzute, nemântuitoare de suflet. Sfântul Ignatie Briancianinov îi răspunde pe scurt și foarte lămurit. Și iată cât este de mare gravitatea hulei celor care spun că există mai multe căi de mântuire sau că te poți mântui și în alte părți, fără să fii într-o dreaptă credință și fără să ai dreaptă vețuire. Dau un citat. Iată ce spune Sfântul Ignatie Briancianinov. Cel ce crede că te poți mântui fără credința în Hristos, se leapădă de Hristos. Și poate, fără să-și dea seama, cade în păcatul greu al hulei împotriva lui Dumnezeu. Însă ca să vedeți că pe lângă dreaptă credință trebuie și dreaptă viețuire, iată ce spune ceva mai jos Sfântul Ignatie Briancianinov, când îi spune cineva de Sfântul Apostol Iacob, care cere neapărat fapte bune, că el învață că credința fără fapte este moartă. Și citeți, cercetați, ce anume cere Sfântul Apostol Iacov? Veți vedea că el cere, la fel ca toți scriitorii de Dumnezeu însuflați ai Sfintei Scripturi, faptele credinței, nu faptele bune ale firii noastre căzute. El cere credință vie, mărturisită prin faptele omului celui nou, nu faptele bune ale firii căzute, ce sunt potrivnice credinței. Și apoi, ca să vedem că nu este mântuire la necreștini și eretici, dacă rămân în starea aceasta, iată ce spune ceva mai jos. Citez, uitați-vă bine în Noul Testament și îndeopște în toată Sfânta Scriptură. Veți găsi că aceasta cere împlinirea poruncilor Dumnezeu, că această împlinire este numită fapte, că în urma acestei împlinire a poruncilor lui Dumnezeu, credința în El devine vie, fiind lucrătoare. Fără aceasta, ea este moartă, fiind lipsită de orice mișcare. Și dimpotrivă, veți găsi că faptele bune ale firii căzute, care vin din simțuri, din sânge, din porniri și din simțămintele gingașe ale inimii, sunt oprite și lepădate. Iar dumneavoastră, tocmai prăpăditile astea de fapte bune vă plac la păgâni și la mahomedani. Pentru ele, chiar dacă sunt însoțite de lepădarea lui Hristos, ați vrea să le dați mântuirea, încheia citatul. Dar nu numai aceste lucruri importante în legătură cu mântuirea găsim în această scrisoare a Sfântului Ignatie Briancianinov. Iată ce mai putem înțelege de aici. Un alt fapt foarte important. Numai că ereticii nu se mântuiesc, dar nici nu sunt creștini. Pentru că iată ce îi spune la un moment dat, pe parcursul scrisorii, Sfântul Ignatie Briancianinov, citez iarăși. Spuneți, ereticii sunt tot creștini. De unde ați mai scos-o și pe asta? Numai un om care își dă numele de creștin, fără să știe nimic despre Hristos, se va socoti în adâncul neștiinței sale, creștin de același fel ca ereticii, și nu va deosebi sfânta credință creștinească de odraslele blestemului, ereziile hulitoare de Dumnezeu. Altfel judecă despre aceasta creștini adevărați. Numeroase cete de sfinți au primit cunună muncenicească, au ales mai degrabă cele mai cumplite chinuri, închisoarea, surghiunul, decât să se învoiască a avea împărtășiri cu ereticii în învățătura de Dumnezeu hulitoare acestora. Biserica sobornicească a socotit dintotdeauna erezia un păcat de moarte. A socotit dintotdeauna că omul molipsit de cumplita boala ereziei, azi în special a ecumenismului, a ereziei ecumeniste, este mor sufletește străin de har și de mântuire, părtaș al diavolului și al pierzerii acestuia. Erezie, un păcat al minții. Deci atât timp cât stă în această stare, asta e soarta lui. Iar ca să vedem mai bine cam care este portretul ereticului, fie că e vorba de ereticul condamnat, fie că e vorba de ereticul necondamnat, se vede aici că e vorba de ereticii încă necondamnați, urmați a fi condamnați. Iată ce ne spune Sfântul Ignatie Briancianinov, ca să știm și noi cam cum apare portretul ereticului. Citez. Cine va citi cu luarea minte actele sinoadelor ecumenice, se va convinge cu ușurință că ereticii au un caracter cu totul satanic. Va vedea cumplita lor fățărnicie, trufia lor cea nemăsurată. Va vedea purtarea lor alcătuită din minciune necontenită. Atenți, minciune necontenită. Minciune necontenită în toată mass media mereu. Va vedea că ei sunt dedați la tot felul de patimi josnice,
va vedea că ei, atunci când le stă în putere, nu se dau în lături de la cele mai cumplite fără de legi. Deosebit de grăitoare în această privință este ura lor, cea neîmpăcată față de fiii bisericii adevărate și setea de sângele lor. Erezia este unită cu împietrirea inimii, cu o cumplită întunecare și vătămare a minții. Se ține cu îndărâncie în sufletul molipsit de ea și greu este pentru un om să se vindece de această boală. Orice erezie cuprinde hulă împotriva Duhului Sfânt. Ea culește fie dogma Sfântului Duh, fie lucrarea Sfântului Duh, dar neapărat culește pe Sfântul Duh. Esența oricărei erezii este hula împotriva lui Dumnezeu, încheia citatul. Nu vedem, după venirea din Creta, cum toți ierarhii, cu zâmbetul pe buze, senini, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nimic. Ce vă tot spun unii alții? Au rămas toate. Unde s-a schimbat? Păi ei nu schimbă așa, în mod grosier, ca să zică cineva. Se vede clar că s-au călcat canoanele, canonul 72, sinodul 6, ecumenic, s-a pus egalitate între biserica drept slăvitoare, mântuitoare și alte biserici. Ce vor mai mult oameni ca să-și dea seama că trebuie să se îngrădească de erezie? Dar iată un alt lucru important, cât privește harul, cât privește momentul în care cineva nu mai are preoție, dacă este preot, este cleric sau arhiereu. Iată când se întâmplă lucrul acesta. Când este catărisit pe drept după canoane, pentru păcate, vinovat de catărisire, nu numai m-a adunat niște canoane acolo, și catărisit pe nedrept, pentru ce? Pentru că s-a împotrivit ereziei ecumeniste. Asta nu e catărisire. Și când este trăiat respectivul de la trupul tainic al bisericii. Iată ce ni se spune de hotărârile de la sinodul din Constantinopol, prin care patriarhul, Sfântul Patriarh Flavian, Patriarhul Constantinopolului, l-a tăiat de la trupul bisericii pe Eutihie, ereziarhul din acel timp. Citesc, Eutihie, până acum, preot și arhimandrit, până acum, preot și arhimandrit, a fost dat în vileag pe deplin atât de faptele lui din trecut, cât și de lămuririle lui de acum, că este părtaș rătăcirilor lui Valentin și Apolinarie, că urmează cu îndrădnicie hulei lor împotriva lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât nici măcar n-a băgat în seamă sfaturile și povețile noastre spre primirea învățăturii cele sănătoase. Drept aceea, plângând și suspinând pentru pieirea lui cea desăvârșită, vestim în numele Domnului nostru Iisus Hristos că El a căzut în hulă împotriva lui Dumnezeu, că este lipsit de tot ce înlupeuțesc, de împărtășirea noastră și de cărmuirea mănăstirii sale, dându-le de știre tuturor celor ce vor sta de vorbă cu El sau vor merge la El de acum înainte, că vor fi supuși a furiseniei. Iată cât de limpede se spune. Până ce o să vină cartea aceea cu traducerea actelor, proceselor verbale de la sinoadele ecumenice, care sperăm, dacă va da Dumnezeu, prin august să și apară. Și un ultim citat din această scrisoare, ca să vedeți că păcatul ignoranței nu-i păcat mic, fraților. Am spus-o și altă dată. Noi trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Vedeți, atât timp cât nu suntem pe calea cea bună, conștiința nu-i liniștită. Dacă vrem să o ascultăm, să-i ascultăm glasul ei, dacă nu îl înăbușim, dacă nu îl culcăm pe ureche. Și atunci cercetăm, ne ducem, întrebăm, ne ducem la izvoare, citim noi înșine, luăm contextul mai larg din Sfinții Părinți, luăm canoanele, citim și aflăm adevărul. Iată cine se spune, ce îi spune la această persoană care credea că ereticii se pot mântui pentru că n-au făcut lucruri prea grave. Citez, bineînțeles, în erezie nu vedeți nici tâlhărie, nici hoție. Poate doar pentru că nu s-o cotiți păcat. În ea este lepădat Fiul lui Dumnezeu. În ea este lepădat și hulit Duhul Sfânt. Numai atât. Cel care a primit și ține o învățătură hulitoare de Dumnezeu, cel ce rostește hul împotriva lui Dumnezeu, nu tâlhărește, nu fură, chiar face faptele cele bune ale firii căzute. Cum poate Dumnezeu să-i refuze mântuirea? Toată pricina ultimei dumneavoastră nedumeriri, ca și a tuturor celorlalte, este profunda necunoașterea creștinismului. Să nu credeți că această necunoaștere este un neajuns de mică însemnătate. Nu! Urmările ei pot fi pierzătoare, mai ales acum, când în societate circulă nenumărate cărticele cu titlul creștin, dar cu învățătură satanicească. Neștiind adevărata învățătură creștină,
Puteți primi un gând mincinos, hulitor de Dumnezeu, drept adevăr, vi-l puteți însuși, iar odată cu el vă veți însuși și pe răzarea veșnică. Hulitorul de Dumnezeu nu se va mântui. Am încheiat citatul. Sigur că puteți citi scrisoare în extensul fiecare dintre noastră, dacă aveți carte sau puteți face rost de carte sau să accesați pe undeva. Deși trebuie să fim atenți la formatele electronice, că nu e ca și cartea. Însă, revenind la sărbătoarea pe care biserica a închinat-o sfinților români, așa cum spuneam la început, ei n-au fost unii care n-au cunoscut legile Dumnezeu, ci au cunoscut-o foarte bine. Vă închipuiți dumneavoastră ce s-ar fi întâmplat cu mucenicii dacă n-ar fi cunoscut canoanele care le spun, dacă vreți, că să nu se arunce de la sine în ispită până la o încredințare la Dumnezeu, până când Dumnezeu îi descopere ca fiind creștini și trebuind să mărturisească. Iată, știau, cunoșteau canoanele. Ce s-ar fi întâmplat cu ierarhii și cu mărturisitori în general dacă n-ar fi cunoscut legea lui Dumnezeu? Dacă n-ar fi cunoscut cât de important este dreapta credință și, sigur, în strânsă legătură cu ea, dreapta vețuire, ar mai fi mers până la capăt în lupta lor pentru mântuire? Nu, cu siguranță. Ei cunoșteau foarte bine canoanele. Și noi, dacă vrem mântuire, trebuie să le cunoaștem foarte bine. Eu am făcut referire la Catisma 17-a mai înainte. Vreau doar câteva versete să citesc în care să arăt cât de des, cât de stăruitor se face în această catismă, care este sintetizatoarea a psaltirii, la cunoașterea și împlinirea legii lui Dumnezeu. Iată ce se spune. Tu ai poruncit ca poruncile tale să fie păzite foarte. La poruncile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale. Certată pe cei mândri, blestemați în cei ce se abat de la poruncile tale. Mâhnire, zice, m-a cuprins de pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta. Tălcuitorii spun aici de ce, pentru că se vor da muncilor. Tălcuitorii sfinți ai psaltirii. Iar și un alt verset, de n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, atunci aș fi perit într-un cazul meu. Iată de ce n-am perit într-un cazul meu. Pentru că legea ta era gândirea mea. Sau un altul, departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale, poruncile tale, spun sfinții tălcuitori, n-au căutat. Iată, dacă nu căutăm poruncile, împlinirea lor, nu căutăm să le cunoaștem foarte bine și toată învățătura mântuitoare de suflet din scrierile Sfinților Părinți și ale Sfintei Scripturi, departe de noi este mântuirea. Nu poți să împlinești dacă nu cunoști. Trebuie să cunoști foarte bine ca să fii determinat să și împlinești. De unde învățăm noi multe lucruri? Oare de oriunde? Nu trebuie să știm cât de cât pedalionul? De unde știm noi când trebuie să divorțezi? Vedem în canonul 48 apostolic că nu poți divorța oricând, ci doar dacă este vorba de adulter și rămânere în această stare a celui cu care te-ai căsătorit, și când este vorba de cădere în zi și iarăși rămâne în această stare. Aminte, nu te poți divorța oricum. Sigur că mai sunt căsătorii legite în grad de ruine trupească sau sufletească, care nu pot să existe și celelalte mixtele. Sau de unde vom ști noi că nu putem să ne căsătorim decât cu partea ortodoxă? Din canonul 72, pe care l-au călcat flagrant în picioare sinodalii din Creta și apoi ceilalți din țările la care s-au întors, ceilalți care au făcut corp comun cu ei și în sinoadele localele țărilor lor au fost de acord cu aceste hotărâri de la acest sinod din Creta eretic și tâlhăresc. Dar dacă nu cunoști legea lui Dumnezeu, iată ce aberații poți să faci sau poți să zici. Nu mi-a fost dat și nu v-a fost dat și dumneavoastră să vedeți preotul ortodox care să spună păi, decât să stea necununați în păcat, mai bine îi cununăm. Un ortodox, un catolic. Un ortodox, un protestant. Cununie mixtă. Întâi la noi la ortodox, ca să ne se dea satisfacție, că întâi noi ortodoxi, hai mergem și la pastorul lor, nu? Cum poate fi chestia aceasta? Și spui, părinte, cum poți să spui aceasta? Nu știi canoanele? Păi, părinte, dar să rămân în păcat? Părinte, dar tot în păcat sunt. Pentru că, înainte de Dumnezeu, cununia aceasta nu are valoare. Și încă e mai gravă, că ea doarme conștiința celui care e în starea aceasta și lasă să creadă că este în regulă.
Dar vedeți dacă nu știm canoanele. Vedeți? Și nu le știm noi, preoții. Vedeți dacă Pidalionul a fost ascuns 150 de ani, mai bine. Nu s-a făcut referire de el. Nu s-a făcut referire la el. Ar fi trebuit ca în seminarii și facultăți de teologie canoanele să fie materie de învățământ începând din anul 1 de seminar până în anul 5, sau cum era, sunt seminarele acum, începând cu anul 1 de facultate până în anul 4. 9 ani de zile să tot ce și Pidalionul. Plus celelalte scrieri mântuitoare de suflet din învățăturile Sfinților Părinți și din Sfânta Scriptură și modul cum l-au tâlcuit ei. Cum au tâlcuit ei. Sau iată un alt canon, 91, de la Sinodul 6 Ecumenic, care spune că cei care folosesc mijloace contraceptive, atunci erau burieni. Așa? Tot avorturi fac și trebuie să se supună canonului ucigașului. Și încă în cazul acesta, prin anticoncepționale, se fac mult mai multe avorturi. Ei bine, dacă nu le cunoaștem, iată ce se poate întâmpla. Eu am cunoscut doi mari duhovnici, nu le dau numele. Poate unii vă mai prindeți, dacă ați mai citit din scrierile lor, care spuneau că avorturile prin anticoncepționale sunt un păcat mai mic. Nu sunt păcate ca avortul, ca atare. Un fel de pază, mai acolo, mai bine. Deci doi duhovnici am cunoscut. La unul dintre ei chiar m-am și spovedit odată. Deci iată, dacă noi nu cunoaștem legea lui Dumnezeu, noi duhovnicii, ce prăpăd este acum? Nu numai în ceea ce privește erezia ecumenistă, dar uite și în ceea ce privește canonisirea. Iată cum suntem canonisiți la spovedanie. Iată cum suntem primiți la împărtășire. Iată de ce această chemare la împărtășire, oricum, în discuțiile cu cei care fac această chemare, preoții duhovnicii, ei vei vedea că zice, nu oricum, dar în faptă, vedeți dacă este această rupere între cugetare și faptă, îi primesc pe toți. Se vede că îi vezi pe toți, îi cheamă la împărtășire. Deci, iată, foarte important este să cunoaștem legea lui Dumnezeu. Închei cu cuvintele acestea. Dacă vrem să fim împreună cu toți mucenicii, cu toți cuvioșii, cu toți ierarhii, clerici în general care și-au simțit viața, s-au mântuit, cu toți voievozii cu viață sfântă, cu toți sfinții români și de pretutindeni din Biserica Universală, să facem și noi ceea ce au făcut ei, să cunoaștem foarte bine legea lui Dumnezeu și să o punem în faptă. Atenție! Și una și alta. Nu există om cu cuget ortodox și cu viață neortodoxă. Deci, cunoaștem bine legea lui Dumnezeu și o punem și în faptă. Și dreaptă credință, și dreaptă viețuire, și așa cu rugăciunile tuturor să ne mântuiască Dumnezeu sufletele noastre. Amin!